Bine v-am găsit, sunt Claudia și împreună cu soțul meu Cristian suntem ghizi de turism la Timișoara Explorer. Ne dorim ca în luna martie să realizăm o serie de videoclipuri despre femeile care au locuit în Timișoara în secolul 20. Unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute și totodată să spunem și poveștile caselor în care au locuit. Începem serialul nostru cu Sofia Imbroane, care a locuit în imobilul pe care îl vedeți în spatele meu. Deși ea a iubit Timișoara și Banatul și a avut niște idealuri pentru care a luptat aici, ea nu s-a născut în Timișoara. De fapt, este din Bucovina, născută la Cernăuți în 1886 și acolo provine dintr-o familie foarte bună, cu rădăcini de secole, care merg în urmă cu secole. Este vorba de familia Topor-Tarnovieschi și, după cum îi spune și numele, este o familie și cu origini românești, răzesești, dar și care a fost a primit numele de Tarnovieschi, fiind înnobilată de polonezi. Sofia, ca toate fetele din familie bune, a avut studii la facultăți bune în Cernăuți, în Viena, și soarta ei se împletește cu a soțului ei, Avram Imbroane, un nume mare care tot așa în Banat se leagă de unire. Dar cum s-au întâlnit ei și care este povestea lor de dragoste? Avram Imbroane s-a născut foarte departe de Cernăuți. De fapt, el s-a născut în Coștei, în Banatul Sârbesc de astăzi, într-un sat numit Coșteli. Și dintr-o familie săracă, și ce a caracterizat existența lui a fost că întotdeauna a avut probleme cu autoritățile, deoarece a susținut încă din fragedă tinerețe, încă de pe băncile școlii, unirea Banatului cu România, deci a principatelor române, și problema naționalității în cadrul Imperiului Austro-Ungar. El însă și viața lui este ca un roman sau ca un film, dar poate că vom dedica un alt episod doar lui. El a studiat teologia la facultatea din Cernăuți și a făcut și doctoratul acolo, pe care l-a luat cu brio în 1910, și acolo a cunoscut-o pe cea care îi va deveni soție, pe Sofia. Ea mărturisește că a fost cucerită, pe lângă calitățile deosebite ale soțului ei, de faptul că el cânta foarte bine. Era în corul facultății de teologie din Cernăuți și de un Crăciun, când au venit să colinde, s-au cunoscut, s-au îndrăgostit și apoi în 1910, când el a absolvit facultatea, în februarie, în martie s-au și căsătorit. De la acest moment, viețile lor au fost nedespărțite. Deși lui Avram Imbroane i-a fost oferit un post pentru a preda la Universitatea din Cernăuți, el a refuzat pentru că îl mâna dorul de Banat, unde și-a dorit să se întoarcă să facă politică națională și românească. După cum vă ziceam, idealul lui a fost întotdeauna unirea Banatului și a provinciilor românești într-o singură țară și promovarea naționalității românești în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Sofia și soțul ei pleacă din Cernăuți, mai continuă studiile la München pentru încă un an, unde Avram Imbroane studiază sociologia și economia, și această perioadă de la München este foarte propice și Sofiei, pentru că ea acolo intră în contact cu tot felul de idei europene despre emanciparea femeii și educația ei socială. Avram Imbroane chiar scrie, preocupându-i în comun această problemă, scrie mai multe articole colaborând la ziare din țară în care descrie problema aceasta a educației sociale a femeii. La München se naște și primul copil al familiei Imbroane, un băiat, Bujor, și ei au avut 5 copii pe parcursul vieții și fiecare dintre acești copii s-a născut în alt oraș și pe atunci în altă țară, de fapt. Respectiv, copiii s-au născut la München, Lugoj, București, Iași și Timișoara. Istoria familiei s-a împletit strâns cu istoria Banatului și a României din acei ani, respectiv
făcând parte din Imperiul Austro-Ungar, apoi războiul, unirea și în sfârșit România pentru la care au visat amândoi. Viața lor însă nu a fost liniștită, poate ca multor oameni care luptă pentru un ideal. În timpul războiului, 1916, Sofia Imbroane se găsea la București cu 3 copii mici deja, iar soțul ei pleacă pe front pentru a lupta sub generalul de origine bănățeană Ion Dragalina pentru eliberarea în grupul Cerna, care se lupta pentru eliberarea Orșovei, a Toplețului și a zonei aceleia Banatului. După aceea Avram Imbroane pleacă în Rusia și merge timp de un an până aproape în Siberia pentru a racola ostași voluntari pentru armata sub Ferdinand I. În acest timp, Sofia se confruntă cu multe dificultăți. Vă puteți imagina, era o femeie cu 3 copii mici, trăia din diverse ajutoare, erau refugiați, erau în război. Și de iar îi scrie soțului ei pe front, fii fără grijă de noi și nu-ți păstrează-ți nealterat curajul și credința în biruința noastră. Niște cuvinte care poate astăzi ne par mari, dar acestea erau felul în care trăiau acești oameni. La Iași, unde se refugiază împreună cu statul major, au parte tot așa de momente foarte dificile. Avem câteva mărturii din partea fiului lor mijlociu, Doru, care descrie Crăciunul lor din 1917 petrecut la Iași, când Sofia împreună cu cei 4 copii, acum, căci vă spuneam că fiecare s-a născut în alt oraș, ultimul fiind născut la Iași, era într-un oraș bântuit de tifos exantematic, fără mâncare și petrecând un Crăciun departe de tatăl lor, care era plecat în Rusia pe undeva, nu se știe, de la care nu aveau nicio veste. Însă vin și vremuri mai bune pentru familia Imbroane. Vine anul 1918, avem unirea principatelor, 1919, când și Banatul se unește cu România și familia Imbroane vine la Timișoara în acea perioadă. Avram Imbroane chiar susține ca întotdeauna cauza Banatului, el chiar participă și la conferința de pace de la Paris și la adunarea de la Alba Iulia. Casa în fața căreia ne aflăm, care a aparținut familiei Imbroane, a fost cumpărată abia în 1929, dar nu de ei, ci de o rudă a Sofiei. Asta pentru că ei erau săraci, ceea ce este paradoxal, Avram Imbroane fiind așa o figură importantă pentru Banat. Asta ne spune în mărturirile sale ultima lor fică, Steluța, care își amintește cum în fața casei lor era întotdeauna un șir lung de oameni care veneau cu petiții pentru tatăl său, care era deputat. Și chiar spune că să fi îndrăznit cineva să vină măcar cu o găină, că el n-ar fi primit. Deci avea o statură morală și niște principii foarte, foarte solide pentru un politician. Totodată, de această casă își aduce aminte și Mihai Șora, a cărui familie era prietenă cu familia Imbroane, tatălui Mihai Șora fiind preot aici în fabric. Și Mihai Șora, copil fiind, își aduce aminte de grădina fabuloasă a casei unde se juca el împreună cu copiii familiei Imbroane. Aici ne găsim în fața Consiliului Județean Timiș, o altă clădire a cărei istorie se leagă de numele Sofiei Imbroane. Vă spuneam că atunci când a locuit la München împreună cu soțul său, a prins aceste idei despre educația socială a femeii pe care le-a pus în practică după ce s-a stabilit la Timișoara. În 1921 a înființat Asociația Cercurilor de Gospodine sub patronajul Reginei Maria, iar în 1924 Școala de Menaj. Scopul asociației era să facă acte de binefacere, acte caritabile. Ea la un moment dat chiar a fost numită Mama Dognecei pentru că a furnizat alimente și îmbrăcăminte pentru mai multe familii sărace de acolo. Școala de menaj Regina Maria a funcționat la început pe strada Gheorghe Doja, în sediul Institutului pentru Surdomuți. Școala
avea două principale obiective. Unul era de educația femeii, bineînțeles, iar al doilea de a conserva arta tradițională populară din Banat, respectiv cusături, dar și port popular. În acest scop, Sofia Imbroane a organizat ateliere de țesături la sate, în satele din Banat, pentru încercând să încurajeze păstrarea modelelor tradiționale, precum și a felului specific în care se făceau cusăturile aici la războaiele manuale, pe care chiar le-a introdus în cadrul școlii de menaj. Ea a participat, Sofia Imbroane, la multe expoziții naționale și internaționale cu o colecție impresionantă de astfel de țesături, straie populare și obiecte pe care le-a colecționat în această ultimă parte a vieții ei și a obținut chiar multe medalii la Viena, Bruxelles, Roma, unde a obținut și medalii de onoare, dar și medalie de aur pentru exponatele sale. Ce lipsea acestei școli era un sediu al ei, care trebuia să fie chiar aici. Terenul a fost donat de către primărie și în 1933 construcția școlii a fost încredințată arhitectului Matthias Hubert, care un arhitect renumit în Timișoara. Însă, din păcate, școala nu s-a înfăptuit niciodată. Asta pentru că în 1933 Sofia Imbroane moare în mod tragic, de o comoție cerebrală, și proiectul, care trebuia să fie o clădire cu 5 etaje, o clădire impunătoare pentru vremea aceea, este lăsată terminată doar în roșu și acoperită pentru a nu fi distrusă de ploaie, și abia în 1938 este reluat proiectul construcției ei și modificat de către arhitectul Victor Vlad și constructorul Purcariu. Sofia Imbroane, când a murit în 1933, avea doar 47 de ani și la casa lor din fabric au venit sute și mii de oameni care astfel și-au adus ultimul omagiu pentru cea care a adus atât de multe și a luptat pentru idealurile Banatului alături de soțul ei. Am vrea să încheiem citindu-vă o mică parte dintr-un discurs funerar rostit la înmormântarea ei de către un prieten de familie, profesorul Charles Brasset, din cartea pe care vă recomandăm de asemenea, Testament politic al doctorului Avram Imbroane, și spune despre Sofia Imbroane: n-a cunoscut mândria podoabelor trupești, fiindcă doamna Sofia Imbroane n-a cunoscut decât o mândrie, aceea a caracterului. Aici n-a avut nicio îngăduință. Un om lipsit de caracter era în ochii ei un om pierdut. O știm cu toții, cei care am încercat să o liniștim câteodată. Croită pentru alte vremuri, pregătită de timpurile care au fost odinioară, doamna Sofia Imbroane și-a măcinat între opere de binefacere și educație feminină, între creșterea copiilor săi și a altora, un suflet chemat să lumineze poziții ce nu mai sunt. Pentru familia ei, pentru societatea în care a trăit, pentru orașul pe care l-a împodobit, pentru Banatul pe care l-a iubit până în cele mai mici cusături, pentru țara care i-a dat totul, liniște, bunăstare, sănătate și 5 copii întregi la suflet, doamna Sofia Imbroane e un simbol greu de înțeles. Doamna Sofia Imbroane a murit lipsită de avuții și de aceea amintirea ei lasă urme atât de bogate. Încheiem prin cuvintele ultimei lor fiice, doamna Steluța Imbroane, căsătorită Crăinicianu, care arată că educația părinților lor a trecut mai departe la copiilor și poate mai departe și spre noi. Și doamna Steluța spune că așa trebuie să trăiască omul pe pământ, nu doar pentru sine, să nu fie egoist, ci să-i ajute pe alții.